Tăriți și binecuvântați să fie Domnul. Amin. Mă bucur că dimineața aceasta sunt împreună cu dumneavoastră într-o casă de rugăciune la capătul acestui an pe care l-am numit An de Îndurare 2017, pentru că de-a lungul lui Dumnezeu și-a arătat bunăvoința față de noi zi de zi. Ne-a păzit, ne-a ocrotit, ne-a călăuzit, ne-a sfătuit și ne-a învățat și ne-a mai și mustrat. Și pentru toate, noi îl binecuvântăm pe Domnul. Amen. Adevărul este că dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, nu știu câți dintre noi ne-am mai fi găsit în viață la capătul acestui an. Și chiar dacă ne-am fi găsit în viață, nu știu care ne-ar fi fost ocupațiile, preocupările, perspectiva, nădejdea și așa mai departe. Dar vin și spun la capătul acestui an, privind în urmă peste el, că am avut parte de îndurarea lui Dumnezeu în multe rânduri și în multe feluri și iar zic, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Am citit în dimineața aceasta cuvintele unui psalm care poate că v-a făcut să vă întrebați oare de ce l-am ales? Mai înainte de a vorbi din psalmul acesta, atâta că Domnul mă va ajuta, aș vrea să vă spun că el a fost scris, se pare, de omul lui Dumnezeu, Moise. Cel puțin titlul pe care îl găsim în Bibliile noastre, așa ne indică, rugăciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Înainte de a vorbi din psalmul citit, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre omul care a fost folosit de Dumnezeu pentru ca să se scrie cuvintele acestea. Pentru mine personal, omul Moise este un personaj fascinant, un om de o statură spirituală deosebită, de la care aș putea să învăț și ar trebui să învăț foarte multe. De aceea, îngăduiți-mi ca în prima parte a mesajului meu să vorbesc despre Moise și apoi în partea a doua să vorbesc despre lucrurile pe care Moise le cuprinde în rugăciunea sa înaintea lui Dumnezeu. Dumneavoastră care cunoașteți Scripturile ca și mine, vă amintiți de viața acestui om pe care Dumnezeu l-a folosit în vechime într-un mod deosebit. Dacă am pune cap la cap relatarea privitoare la viața lui Moise, așa cum o găsim scrisă în cartea Exodul, și apoi în cărțile următoare scrise de el, dacă am pune la oaltă cu aceste informații cuvintele spuse de primul martir înregistrat al Bisericii Creștine, și mă refer la Ștefan, și dacă am adăugat și cuvintele scrise de autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 11, am vedea că avem de-a face cu un om de o statură spirituală deosebită. Eu aș îndrăzni să spun cea mai fascinantă personalitate a Vechiului Testament. Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu ca nimeni altul. De-a lungul vremurilor au fost mulți oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu mai mult sau mai puțin. Dar aș îndrăzni să spun că dintre muritorii de rând în vremea Vechiului Testament, nimeni nu l-a cunoscut pe Dumnezeu mai bine decât Moise. Omul acesta a primit de la Dumnezeu cărți întregi să scrie. Omul acestuia Dumnezeu i-a vorbit gură către gură și i-a spus Moise scrie și asta, Moise scrie și cealaltă. A avut parte de experiențe cu Dumnezeu câte n-au avut muritorii de rând. Vă amintiți că Moise s-a născut într-o vreme grea, în care poporul lui Dumnezeu, plămădit în suferință, era puternic apăsat de egipteni. S-a născut într-o vreme în care conducătorul Egiptului, faraonul de atunci, a dat o poruncă pe care nici măcar omenește, dacă ai analiza-o, n-ai putea să o înțelegi. Temându-se ca poporul acesta evreu, care crescuse numeric în țara Egiptului, să nu ajungă cumva prea puternic și să preia stăpânirea țării, faraonul de atunci a dat o lege, a cerut
slujitorilor lui, supușilor lui, să-i omoare pe toți copiii de parte bărbătească ce se nășteau în familiile evreilor. Numai că vedeți dumneavoastră toate muncile grele ale Egiptului pe vremea aceea se făceau tocmai cu mâna de lucru ieftină a evreilor. Și fie îngăduit să spun, deși nu vreau să fiu părtenitor, muncile cele mai grele le făceau bărbații și nu femeile. Muncile acelea grele de zidire a piramidelor și așa mai departe. Dacă stați să analizați omenește această poruncă a lui Faraon, ați vedea că el cumva se pregătea pentru o problemă mai mare în viitor, pentru că neavând forță de muncă, va fi trebuit să găsească o altă soluție. Dar omul acesta a dat o poruncă atât de aspră încât copiii de parte bărbătească, aceia care se nășteau în familie evreilor, erau dați morți. Probabil că pe pământ nu vom afla niciodată câți copii de parte bărbătească în vremea aceea, în anii aceia cumpliți, au fost aruncați și au hrănit crocodilii Nilului. Într-o asemenea vreme se naște Moise și pentru că părinții lui l-au văzut că era tare drăgălaș, adevărul este că orice părinte își vede copilul lui când se naște mai frumos decât toți ceilalți din biserică sau din comunitate sau din oraș, din țară, dacă vreți. Pentru că suntem subiectivi. Părinții lui Moise l-au ținut ascuns timp de 3 luni. Și spune Cartea Sfântă în Exod, capitolul 2, că a venit un moment pe când copilașul acesta avea 3 luni aproximativ, când au ajuns la concluzia că nu mai au cum să-l țină ascuns. Și îmi dau seama cu câtă durere mama lui a confecționat un zipriaș din papură, l-a uns cu lut și cu smoală. Și pe copilașul acesta mi-a ajutorat de 3 luni. L-a pus acolo, în zipriașul acela, și l-a pus între trestii pe malul Nilului. Adică l-a încredințat cumva în mâna lui Dumnezeu. Astăzi sunt mame care fac lucrul acesta fără să fie în pericol. Pentru că ele spun că le este greu. Lucruri asemănătoare, nu neapărat pe malul Nilului, dar lucruri asemănătoare, pentru că în lumea de astăzi multe mame consideră că este greu să crești 2 copii sau 3 sau 4. Dar nu sunt greutățile de astăzi pe măsura celor ce au fost atunci. Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine cât de înțelept a lucrat Dumnezeu, pentru că era vorba despre părinți cu teamă de Dumnezeu. Și Dumnezeu a intervenit și a făcut acest copilaș să fie salvat din apele Nilului, găsit chiar de fiica lui Faraon. Și femeia aceasta, sau tânăra aceasta, l-a îndrăgit așa de mult pe acest copilaș încât a hotărât să-l crească ea. N-avea nicio obligație, dar Dumnezeu a pus în inima ei gândul acesta. Și Dumnezeu a purtat de grijă ca acest copilaș să ajungă să fie hrănit chiar la sânul mamei sale. Și ceea ce este încă mai uimitor este faptul că fata lui Faraon i-a spus mamei lui Moise, lui Iocheved, i-a spus, ia copilul acesta, lăptează-mi-l, îngrijește-mi-l și îți voi plăti. Cu alte cuvinte, copilașul acesta a ajuns iarăși la sânul mamei sale și Dumnezeu a purtat de grijă ca să aibă subvenție de la buget, o alocație, într-o vreme în care așa ceva nu se mai auzise. Dar acesta este Dumnezeul cu care noi avem de-a face și pe care îl numim Tată. Și când ne punem în crederea și nădejdea în El și îl chemăm în ajutor, Dumnezeul acesta, să știți că face pentru noi, copiii Lui, lucruri deosebite. Lucruri inimaginabile, pentru că este înțelept, pentru că ne iubește, pentru că ne poartă de grijă și arăta lucrul acesta de multe ori până aici. Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Nu știu cât timp a avut oportunitate mama lui să-l crească pe acest Moise. Pentru că ne spune cuvântul Scripturii că atunci când el a fost înțercat,
Adică atunci când a trecut de la hrana cu laptele matern, la hrană tare, mama lui l-a dus și l-a încredințat fiicei lui Faraon. Aș putea să cred că în vremea aceea copiii mici se înțărcau pe la 2 sau poate pe la 3 ani. Și de multe ori, cugetând la lucrurile acestea, am spus că în timpul acesta scurt, mama lui Moise și-a făcut datoria într-un mod exemplar. Dar aș vrea să vă spun că atunci când am cugetat mai adânc asupra acestor lucruri, mi-am dat seama că Dumnezeu a folosit și alte modalități de a sădi în mintea lui Moise adevărurile despre Dumnezeu și despre poporul lui Dumnezeu. Pentru că, haideți să fim deschiși și cinstiți și realiști în același timp, în mintea unui copilaș de 2 ani sau 2 ani și jumătate, nu știu cum ai putea să semeni cunoștințe temeinice despre Dumnezeu. Despre poporul evreu care muncește din greu, făcând cărămizi pentru Faraon. Nu știu cum ai putea să sădești în mintea unui copil de 2 ani, de 2 ani și jumătate sau 3 ani, adevărul despre făgăduința pe care poporul acesta o avea din partea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu a folosit și alte modalități de a se ocupa de Moise. Destul că pe la vârsta de 40 de ani, când Moise era un bărbat puternic în cuvinte și în fapte, potrivit mărturiei din Faptele Apostolilor, din capitolul 7, Moise a avut dorința aceasta să iasă pe câmp să-și cerceteze frații. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise, acum precizez ceva din Exod, din capitolul 2, Moise a fost martor la muncile grele la care erau supuși frații lui. Și asta mă face să cred că n-a fost vorba despre o vizită de curiozitate, o vizită de o zi sau de două, ci a fost o obișnuință în vremea aceea, în viața lui Moise, la 40 de ani, să vadă și a văzut că astăzi frații lui s-au apăsat, mâine frații lui s-au apăsat, ieri au fost apăsați și poi mâine vor fi din nou apăsați. Și Moise s-a dat seama că poporul acesta este un popor apăsat. Dar atunci când Moise a văzut aceste lucruri, inima lui s-a legat mai tare de poporul acesta. Pentru că Moise a avut oportunitatea să facă o alegere. În fața lui a stat o alegere grea. Pe de o parte, Moise era conștient că el este frate cu aceia care trudesc, care lucrează din greu, care sunt disprețuiți și apăsați. Dar, pe de altă parte, Moise avea oportunitatea, iertați-mă, oportunitatea de a fi numit fiul fiicei lui Faraon. Oportunitatea de a trăi la un nivel înalt, de a se bucura de toate plăcerile vieții. Și dați-mi voie să precizez că la vremea aceea Egiptul reprezenta culmea civilizației. Așa cum poate pentru o vreme, pentru noi când ne găseam în România, America de Nord, Canada, Statele Unite reprezentau culmea civilizației. Locul sau tărâmul unde ne-am dorit să trăim și să ne creștem copiii. Aș vrea să vă spun că în vremea aceea Egiptul reprezenta tot ce avea lumea de atunci mai bun. Și toate lucrurile acestea i-ar fi fost accesibile lui Moise. Dar în fața lui era o alegere să fie de partea fraților lui, aceia care trudesc din greu, dar care au o făgăduință făcută de Dumnezeu și Moise probabil că știa că s-a apropiat vremea în care Dumnezeu să-și împlinească făgăduința, sau să fie de partea celor ce asupresc, de partea celor ce trăiesc în lux, în confort, în plăceri și așa mai departe. Și Moise, surprinzător, alege să fie de partea poporului său. Eu cred lucrul acesta pentru că în Fapte 7, capitolul 7, versetul 25, stă scris că Moise, atunci când a venit printre ai săi, a crezut că ai săi vor înțelege, vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea. Moise știa lucrul acesta și credea lucrul acesta, dar ei n-au priceput. Și a fost nevoie la 40 de ani ca Moise acesta să fugă, să-și scape viața. Și cunoașteți toată istoria cu detaliile ei. Următorii 40 de ani Moise îi va petrece în țara Madian, departe de părinții săi, pe care nu știu dacă îi va mai vedea vreodată.
departe de frații săi pe care i-a întâlnit foarte târziu, 40 de ani, în care a fost în slujba preotului din Madian, fiindu-i și cinere, și veți vedea că după 40 de ani petrecuți acolo, atât de mult a avansat Moise pe scara socială în Madian, încât îngrijea de oile socrului său. După 40 de ani era încă la oi. Omul cel mai educat din țara Madian, pentru că fusese format din punct de vedere omenesc la școlile înalte ale Egiptului, fusese un bărbat puternic în vorbe și în fapte. Dar acum Dumnezeu, pe Moise acesta, îl trecea printr-o școală. Și cred că Moise și-a pus multe întrebări în vremea celor 40 de ani. Că de multe ori nici noi nu înțelegem planurile și lucrările lui Dumnezeu și întrebăm oare de ce și oare când și până când și așa mai departe și avem o grămadă de întrebări și abia așteptăm să întâlnim pe cineva cu care să le discutăm problemele acestea, nădăjduind că vom căpăta un răspuns. Și Moise, 40 de ani, a avut o grămadă de întrebări și probabil niciun răspuns. Însă iată că la capătul cei de-a doua perioadă de 40 de ani în viața lui, adică pe când Moise avea vreo 80 de ani, Dumnezeu îi se descoperă într-o zi când el îngrijea iarăși de oi. Dumnezeu îi vorbește. Dumnezeu îi spune că are de gând să-l folosească și vrea să-l trimită. Acum Moise nu mai era tânărul acela viteaz. Tânărul acela care credea că știe multe pentru că avea școală multă. Acum însă el avea trăsături dezvoltate, plămădite în caracterul său, în școala tainică și neînțeleasă a lui Dumnezeu. Eu nu știu de ce Dumnezeu ne trece de multe ori prin școli pe care nu le pricepe, nu le înțelegem rostul. Dar de multe ori, după ce am trecut prin ele, privind în urmă, ne dăm seama că ele au dezvoltat în noi trăsături de caracter prețioase, care nu se obțin de băncile unor școli, nu se obțin citind carte după carte, poți să stai toată noaptea treasă să tot citești. Când Dumnezeu se ocupă de tine, dezvoltă în caracterul tău lucruri și stări și trăsături cele mai frumoase de care El are nevoie și de care poți să beneficieze cei din jurul tău. Slăvit să fie Domnul care face asemenea lucruri. Veți vedea că Dumnezeu pe acest bărbat îl duce în Egipt, îl folosește pentru a scoate poporul de acolo. Și timp de 40 de ani Moise este în fruntea poporului, o perioadă grea pentru el, un om înaintat în vârstă. Și conduce poporul lui Dumnezeu prin niște condiții grele. Atunci când există belșug, când toate merg bine, parcă îți vine ușor. Dar atunci când în fiecare zi în jurul tău și în jurul poporului pe care ești chemat de Dumnezeu să-L slujești, se vede numai nisip și numai soare arzător și nu se vede o speranță pentru ziua următoare, atunci să știți că slujirea aceasta este foarte grea. De multe ori pentru mine Moise a fost un exemplu, o pildă de om care trebuie să asculte de Dumnezeu și care trebuie să slujească poporului lui Dumnezeu. Câteodată poate că îmi vine greu să mai rab și eu felul în care vă uitați când vorbesc din cuvânt, pentru că unii mă priviți cu simpatie și știu că vă rugați pentru mine, iar alții mă priviți de parcă eu v-am spart roata la mașină și n-am făcut lucrul ăsta niciodată, vă rog să mă credeți. Și câteodată îmi vine greu că știu că unii mă critică și îmi vânează greșele, dar ce sunt astea pe lângă ce a suportat omului Dumnezeu Moise? Astea sunt nimic. Moise este folosit de Dumnezeu să scrie 5 cărți ale Bibliei. Primele 5. Și aș vrea să vă spun, în perioada aceasta m-am lăsat implicat într-un proiect care este cam greu pentru mine, dar am ajuns să înțeleg că toată teologia Vechiului Testament a fost așezată, conturată în cărțile pe care le-a scris Moise. În aceste prime 5 cărți din Vechiul Testament. Pentru că toate celelalte cărți ale Vechiului Testament care au urmat n-au adus concepte noi în teologia Vechiului Testament, în teologia poporului lui Dumnezeu, ci doar au mai adus niște completări. Teologia Vechiului Testament, gândirea religioasă a poporului lui Dumnezeu, a fost plămădită și a fost conturată încă din primele 5 cărți, cele scrise de Moise.
Moise a scris, iată, și un psalm. Dacă vă uitați în Biblie dumneavoastră, cei care folosiți versiunea Cornilescu, știu sigur că aveți exact cum am și eu. Psalmul 90 deschide secțiunea cărții a patra din Cartea Psalmii. Cartea Psalmilor cuprinde în total 150 de psalmi. Dar veți vedea, dacă veți citi cu luarea minte, că acești 150 de psalmi sunt împărțiți în 5 cărți diferite. Psalmul 90 deschide Cartea a patra. Și se încheie Cartea a patra din psalm cu Psalmul 106. Asta înseamnă că 17 psalmi sunt cuprinși în cartea aceasta și din acești 17, doar 3 sunt nominalizați ca aparținând lui Moise, unul, și încă 2 lui David. Ceilalți psalmi din cartea a patra sunt psalmi anonimi. S-ar putea ca unii dintre ei să fie tot de Moise scriși sau tot de David, dar nu știm lucrul acesta. Însă un lucru este sigur, că psalmul acesta este scris de Moise. Și dați-mi voie să precizez că Moise l-a scris pe când era aproape de finalul vieții lui. Atunci când Moise acumulase atât de multă experiență de viață, încât avea ce să spună și Dumnezeu s-a putut folosi de experiența lui ca să ne lase scrise aceste adevăruri extraordinare. Psalmul acesta 90, de obicei se citește de către frații slujitori pe la serviciile funebre, fie de priveghiu, fie de mormântare. Pentru că aceste cuvinte din Psalmul 90 vorbesc despre vremelnicia ființei omenești. Și avem nevoie să ni se aducă aminte că nu suntem veșnici pe pământul acesta, ci suntem trecători. Suntem trecători. L-am ales psalmul acesta și îl pusesem în programare să vorbească un altcineva din el, dar iată că până la urmă se împlinește și aici acest proverb românesc care spune că nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. Și dimineața aceasta aș vrea să vă invit să cugetăm asupra acestor lucruri scrise de Moise în psalmul 90. Psalmul 90 este o rugăciune pentru că el începe cu cuvântul Doamne. Moise stă de vorbă cu Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun ceva. Psalmii au și o funcție liturgică. În cadrul serviciilor de închinare, fie că era vorba de cortul întâlnirii, fie că era vorba mai târziu de templul lui Dumnezeu, zidit de Solomon, la serviciile care aveau loc acolo, la locul întâlnirii lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu, psalmii reprezentau cântări. Și ceea ce Moise scrie aici trebuia să fie folosit de poporul care venea să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și poporul care venea la cortul întâlnirii avea oportunitatea să audă și chiar să recite cu gura lui cuvintele acestui psalm. Și zice Moise, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Dragii mei, în Biblie, cuvântul neam are mai multe semnificații. Una dintre ele este generație de oameni, sau, dacă vreți, vârstă de oameni. O altă semnificație acestui cuvânt, tot în Biblie, este de etnie, dacă vreți. În Psalmul 73, pe la jumătatea lui, psalmistul Asaf zice: dacă aș vorbi în felul acesta, n-aș fi credincios neamului meu. Și acolo, el nu se referă la generație, la oamenii din generația lui. El se referă la poporul lui Dumnezeu din care el făcea parte. Când Moise zice, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, el vrea să spună că în Dumnezeu și-au găsit adăpost oamenii care L-au iubit pe Dumnezeu în fiecare generație. Eu cred că Moise a cugetat la aceste lucruri într-unul din rarele lui momente de liniște. Într-un moment în care poate s-a retras în cortul lui
în care poate a dat la o parte problemele vieții de zi cu zi și ale slujirii și a cugetat la lucrarea lui Dumnezeu. Moise avea cunoștință despre făgăduința pe care Dumnezeu i-a făcut-o în vechime lui Avraam. În capitolul 15 din Genesa veți găsi că Dumnezeu stă de vorbă cu Avraam și spune: Avraame, negreșit sămânța ta, adică descendența ta, va locui pentru o perioadă de 400 de ani ca străină într-o țară care nu va fi a ei. Neamul acela de acolo va apăsa puternic sămânța ta. Însă, atunci când se va împlini vremea aceasta, eu voi interveni, voi scoate de acolo și în al patrulea neam, ei vor ieși din țara aceea. Dați-mi voie să vă spun că Avraam, părintele credincioșilor, cum este numit în Scriptură, omul ăsta a luat aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Poate că nu a înțeles în momentul acela lucrarea lui Dumnezeu despre care Dumnezeu îi vorbea. Dar sunt încredințat că Avraam a luat aminte, a ținut minte aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, această descoperire profetică și a transmis-o mai departe celor din casa lui. Și cei din casa lui au transmis-o mai departe și cred că Moise a avut cunoștință de această făgăduință pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avraam. Moise știa că Dumnezeu l-a luat pe Avraam din Ur, din Haldeia. Și printr-o serie de experiențe l-a adus până în Canaan. Un om aflat pe un meleag străin, între popoare străine, care credeau un cu totul altceva și aveau alte obiceiuri. Dar Avraam a rămas lângă Dumnezeu pentru că pentru Avraam Dumnezeu a fost locul lui de adăpost, cetățuia lui de scăpare. Și atunci când Avraam a fost luat de pe pământul acesta, când Avraam și-a încheiat alergarea pe pământ la vârsta de 175 de ani, Dumnezeu a continuat să fie cu descendența lui Avraam. Și așa cum putea Moise să spună foarte convins că Dumnezeu a purtat de-a lungul neamurilor, de-a lungul generațiilor, a purtat de grijă și a fost adăpost pentru cei ce și-au pus nădejdea în el. Dumnezeul care a purtat de grijă lui Avraam, Dumnezeul care a purtat de grijă lui Isaac, Dumnezeul care a purtat de grijă lui Iacov și lui Iosif, era Dumnezeul pe care El îl slujea acum și Dumnezeul care le asigura pâinea în fiecare zi și apa de care aveau nevoie. Și aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, dacă am vorbit înainte de o alegere, aș vrea să vă spun că o alegere asemănătoare stă și în fața noastră. Poate că detaliile alegerii diferă de la caz la caz, dar alegerea aceasta stă și în fața noastră, în fața mea și în fața dumitale. Pentru că lumea te îmbie, lumea te poftește. Noi trăim astăzi într-o vreme în care poporul lui Dumnezeu este arătat cu degetul. Trăim într-o vreme în care poporul lui Dumnezeu și învățăturile lui Dumnezeu sunt disprețuite. Trăim într-o vreme în care, așa ca și evrei în Egipt, nu ne bucurăm de nicio considerație. Dar aș vrea să vă spun, Dumnezeu rămâne locul nostru de adăpost. Amen. Să nu vă imaginați că dacă ați plecat în România căutând un liman mai bun, ați ajuns pentru un loc de săvârșit. Dacă aș fi știut în urmă cu 20 de ani despre Canada ceea ce am ajuns să știu acum, poate că aș fi ezitat să vin. Dar n-aș vrea să creadă cineva că regret că am venit în Canada. Dacă aș fi ales oricare alt loc de pe fața Pământului, aș vrea să vă spun limpede, tot pe Pământ aș fi fost. Și ceea ce e caracteristic într-un loc, e aproape la fel și într-un alt loc, poate detaliile diferă. Când eram mic, într-una din cărțile copilăriei mele, am citit despre un loc care se numea Valea Morții. Carl May scria despre Valea Morții, în romanele copilăriei noastre, un loc aflat în partea de sud-vest a Statelor Unite, un loc arid cu temperaturi înalte, cu condiții de viață aproape de zero. Aveam să aflu mai târziu că mai există un loc pe care oamenii îl numesc Valea Morții, pe pământul acesta. În extremul Orient există o peninsulă numită Kamchatka, și există și acolo un loc pe care oamenii locului îl numesc Valea Morții.
Dar aș vrea să vă spun, dragii mei, indiferent cine sunteți în dimineața aceasta aici și mă auziți, Scriptura numește pământul acesta Valea Umbrei Morții și Valea Plângerii. Pentru că boli sunt peste tot, nedreptăți sunt peste tot, primejdii sunt peste tot, la adăpost ești numai în Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Amin. Cineva mi-a trimis mai demult un e-mail drăguț și mi-aduc aminte, deși au trecut mulți ani de atunci, se vorbea despre miezul Bibliei. Și miezul Bibliei părea să fie, după socoteala unora, un cuvânt din Psalmul 118 pe care aș vrea să vi-l citesc. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Autorul necunoscut al Psalmului 118 vorbește peste viacuri, peste milenii cititorilor lui și le spune mai bine să cauți un adăpost în Domnul. Dacă veți cerceta pe internet, veți vedea că în multe locuri ale globului oamenii înstăriți în vremea aceasta își fac buncăre în pământ, care au bani mulți și îl toarnă în beton la adâncimi mari, care nu au bani mulți și îl fac din containere din astea cum se duc pe vapor și le îngroapă în pământ, concep tot felul de instalații, să-și păstreze un pic de energie, un pic de apă și de toate. Cuvântul survival în ultima vreme a devenit un cuvânt foarte des folosit. Pentru că oamenii sunt preocupați să se pună la adăpost. Parcă toată omenirea simte că se apropie ceva și cei mai mulți nu știu ce. Noi, copiii lui Dumnezeu, știm din Scriptură că se apropie ziua când Domnul ne va duce acasă. Aleluia. Și oamenii își fac adăposturi. În Mexic, o grămadă de europeni și-au săpat unele și de toate. Frații mei, surorile mele, miezul Bibliei ne învață limpede și frumos. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care mă ascultați în vremea aceasta. În cine ați căutat adăpost în anul 2017? Cine credeți că v-a fost favorabil și binevoitor de ați ajuns sănătoși la capătul lui? Cine credeți că v-a așezat pâinea pe masă în fiecare zi? Cine credeți că v-a dat sănătate în trupurile dumneavoastră? Cine credeți că v-a purtat de grijă să aveți un loc de muncă și puterea de a merge să munciți, să câștigați pâinea, să o duceți pe masă, să o puneți la copii? Unul singur. E Dumnezeu. De aceea, ce spunea Moise în urmă cu 35 de viacuri, stă în picioare în ziua de astăzi și va sta în picioare mereu pentru că-i cuvânt dumnezeiesc. Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Slăviți să fie Domnul. Amin. Zice Moise în continuare, înainte să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. În orice cultură am băgat de seamă că munții reprezintă simbolul statorniciei, ai dăinuirii peste viacuri. Dacă se obișnuia printre oameni, băi, ai îmbătrânit, nu sunt bătrân eu, munții sunt bătrâni, Dunărea e bătrână și așa mai departe. Oamenii folosesc tot felul de expresii. Munții reprezentau și atunci reprezintă și acum un simbol ai dăinuirii peste vreme. Dar Moise vine și spune, Doamne, înainte ca să se fi născut munții, Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Și ce proclamă Moise aici este existența eternă a lui Dumnezeu. De întrebarea aceasta, să știți, m-am lovit de multe ori. Cei ce nu vor să primească adevărul Scripturilor, de multe ori îți pun în față întrebarea aceasta. Ok, Dumnezeu le-a creat pe toate, dar pe Dumnezeu cine l-a creat? Și degeaba îi spui, omule bun, întrebarea ta nu are sens. Dumnezeu n-avea nevoie să fie creat. El nu a devenit Dumnezeu în scurgerea vremurilor. El a fost întotdeauna Dumnezeu. El a existat întotdeauna.
Am auzit predicatori care încearcă să explice existența veșnică a lui Dumnezeu folosind concepte din filozofie. Nu ajută. Știți, dacă noi am fi un punct, am avea dificultăți să înțelegem ce e linia. Dacă noi am fi o linie, am avea dificultăți în a înțelege ce este volumul și așa mai departe. Frații mei, nu ajută lucrurile acestea. Știți de ce? Pentru că poporul lui Dumnezeu n-a avut înclinații filozofice. Poporul evreu, dacă veți cerceta istoria lui, cultura lui, literatura lui, veți vedea că poporul evreu n-a avut înclinații filozofice. Grecii da, dar evreii nu. Și acum să revenim. Moise vorbește despre existența veșnică a lui Dumnezeu. Cea mai frumoasă exprimare a veșniciei lui Dumnezeu am găsit-o în Cartea Sfântului Augustin, Confesiuni. Am să încerc să redau din memorie ceea ce am citit cu mai multă vreme în urmă. Augustin spunea, un om înțelept până la urmă, Augustin spunea, anii vieții tale sunt o permanentă zi. Ziua aceasta ta nu vine zilnic. Pentru că ea nu face loc zilei de mâine, după cum nici nu a locuit-o pe cea de ieri. Ziua ta este veșnicia. Noi nu putem cuprinde cu mintea, pentru că suntem limitați în timp și spațiu. Dar adevărul acesta noi îl primim prin credință. Înainte de a lua ființă orice lucru știu sau nu știu de noi, Dumnezeu exista. Și dacă toate lucrurile acestea create de Dumnezeu la un moment dat își vor sfârși existența, Dumnezeu va continua să existe, pentru că este veșnic. Binecuvântat să fie El. Amin. Moise vorbește apoi despre suveranitatea lui Dumnezeu asupra vieții omului. Și el zice, tu întorci-te oamenii în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Apostolul Pavel, pe când se găsea în Atena și a avut oportunitatea să stea de vorbă cu cei mai învățați oameni care se găseau acolo, le-a spus că Dumnezeu l-a creat pe om, că a făcut ca toți oamenii dintr-unul singur să se răspândească pe toată fața Pământului, dar le-a așezat oamenilor anumite vremi și anumite hotare a pus Dumnezeu locuinței lor. Adevărul este că Dumnezeu pune omului hotar. Dar oamenii trufași din ziua de astăzi, ei cred că pot să depășească hotarele pe care le-a pus Dumnezeu. De bună oară, Dumnezeu a pus hotare omului în ceea ce privește viața. Și cele două hotare ale vieții omului sunt, evident, nașterea și moartea. Niciunul dintre noi, nici un om de pe pământul acesta, nu s-a pronunțat asupra datei nașterii lui. Să spună, Doamne, eu vreau atunci să mă nasc. Doamne, eu vreau în țara aceea să mă nasc. Doamne, eu vreau în familia aceea să mă nasc. Eu aș vrea, Doamne, când mă nasc, tatăl meu să fie așa și mama mea să fie așa. Dumnezeu și-a rezervat dreptul. Și odată acesta l-a pus El. Binecuvântat să fie Domnul pentru felul acesta. Eu știu că unii sunteți nemulțumiți. Ați fi vrut să vă nașteți direct, mai știu eu, în ce țară, frumos. Ați fi vrut să fie tata prim-ministru. Ați fi vrut mama să fie ministru educației. Sau cine știe ce ați fi vrut. Dar aș vrea să vă spun. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și lăsați așa cum a hotărât El. Că bine a hotărât. Binecuvântat să fie. Amin. Dumnezeu a pus omului multe hotare. I-a pus omului hotar să locuiască pe pământul acesta. Și omul visează să ajungă să locuiască în spațiu, să cultive, v-am mai spus și în alte împrejurări, roșii în spațiul cosmic, cartofi. Problema este că americanii de când zic că au fost pe lună, n-au mai fost de atunci niciodată. Pentru că n-au bani. Imaginați-vă cât ar costa acum să cultive roșii. Am adunat noi toți bani, vreme de vreo 5 ani, să cumpărăm o roșie și am trage la sorți să vedem cine să o mănânce. Pentru că ar costa foarte mult. Dar oamenii visează. Pentru că ei sfidează hotarele puse de Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la eforturile lor și râde de ei. Noi ar trebui să ne mulțumim cu ceea ce Dumnezeu ne dă și cu ceea ce Dumnezeu face pentru noi. Ar trebui să fim recunoscători. Amin.
Niciunul dintre noi nu are contract pe 90 de ani. Aici stă scris, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și când scrie Moise cuvintele acestea, el avea 120 sau 118, poate. Dar oricum era trecut peste vârsta aceasta. Dar nu așa nimeni să ia afirmația aceasta cu sens de absolut, pentru că nu avem garanția nici măcar a celor 70 de ani. De-a lungul anilor de slujire, am avut oportunitatea, cu tristețe, să conduc pe ultimul drum ființe care n-au apucat să facă un pas măcar pe pământul acesta. Și am avut oportunitatea să conduc pe ultimul drum și oameni care au fost trecuți de 90 de ani, ca un snop strâns la vremea lui, folosind o expresie frumoasă a Scripturii. Aș vrea să vă spun însă, dincolo de toate, Dumnezeu este suveran să stabilească măsura zilelor vieții fiecăruia dintre noi, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Având în vedere acest lucru, Moise se roagă și cere de la Dumnezeu înțelepciune. Și zice Moise, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Iată o cerere înțeleaptă. Pentru că știți ce se întâmplă? Oamenii nu-și numără bine zilele. Își fac timp pentru carieră. Își fac timp pentru amuzament. Își fac timp pentru o grămadă de lucruri și întoarce la Dumnezeu o tot amână și de multe ori îi prinde clipa plecării de pe pământul acesta. Și n-au avut timp să se întoarcă la Dumnezeu. N-au avut timp să-și pună viața în rânduială. Când Moise zice aici, învață-ne să ne numărăm bine zilele, el se roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să dea înțelepciune ca să știe să-și organizeze prioritățile în așa fel încât lucrurile importante să fie puse întâi. Că dacă mai rămân zile și pentru celelalte, e bine. Dacă nu... Mi-aduc aminte, eram pe clasa 5-a în satul meu natal. Pe atunci exista o școală generală în satul meu natal și am făcut acolo clasa 5-a. Doamna dirigintă ne-a tot spus, când mergeți acasă, dacă vă e foame, mâncați, dar repede vă pune să vă faceți temele. Învățați, citiți tot ce vi s-o preda și după aceea, dacă vă mai rămâne timp de joacă, vă jucați. S-a întâmplat într-o zi de iarnă că eu când am venit de la școală, am zis, nu mă vede nimeni și mă pun și mă joc întâi și după aia o să învăț și îmi fac temele și așa mai departe. Dar a venit la mine în vizită o colegă de clasă și m-a văzut că mă joc. Vă mărturisesc că țin minte încă fizionomia ei cât era de surprinsă că eu, atunci când ar fi trebuit să fac teme, mă jucam. Și am tot încercat să-i explic, auzi, Lidia, n-aș vrea să tragi o concluzie greșită. Știi, iarna zilele mai scurte și dacă eu mă apuc să fac teme când vin de la școală, păi când termin temele se face întuneric și nu mă mai pot juca. Și a zis, mă, are sens ce zici tu, dar parcă totuși nu-ți faci ce-a spus doamna dirigintă. Aș vrea să vă spun, dragii mei, în viață avem oportunitatea să facem atâtea câte ne îngăduie Dumnezeu. Dar să punem mai întâi de toate lucrurile importante. Amin. Și cel mai important lucru este să te împaci cu Dumnezeu. Amin. Cel mai important lucru este să trăiești după voia lui Dumnezeu. Și măcar că timpul este înaintat, vă rog să mă îngăduiți să mai adaug ceva. M-am tot întrebat de câțiva ani încoace, Doamne, oare cum vezi Tu slujirea mea? Că mai știu eu, prietenii pot să mă bată pe umăr, criticii mei pot să iasă afară când nu le place, e treaba lor. Dar important este, Doamne, ce spui Tu despre toate lucrurile astea? Și m-am frământat foarte mult cu gândul ăsta. Nu-mi place să vă vorbesc despre vise, despre visele mele. Despre acele experiențe onirice, când rațiunea nu mai controlează ea și visele se formează și le experimentăm noi. Dar cu câțiva ani în urmă am avut de 3 ori același vis și visul acesta m-a îngrozit. Și acum de sărbători
În perioada zilelor Crăciunului, am avut a patra oară același vis. Niciun psiholog din lume, niciun psihiatru nu mă va putea convinge că e o întâmplare, că e o coincidență. De patru ori același vis, cred că e prea de tot. În visul meu, mă văd aproape întotdeauna, de fapt întotdeauna în cele patru vise, mă văd într-o companie în care am lucrat în țară înainte de a veni încoace. În Strungul, din Arad, fratele Sorin știe că am fost colegi acolo. În diferite locații, în diferite secții, dar e aceeași companie. Rânduiala acolo era că dimineața maestru ne dădea de lucru și ne spunea, tu te duci la lotul acela de mașini și te ocupi de treaba asta, tu mergi dincolo și faci treaba asta, tu mergi dincolo și faci treaba asta. Și peste zi, 8 ore, noi lucram fiecare în locul în care ni s-a spus. Și la ora 3 și un sfert după masa, maestru mi-a adunat din nou pe toți, stăteam în fața lui și trebuia să-i spunem ce am făcut în locul în care el ne-a așezat și din lucrarea pe care el ne-a dat să o facem acolo. În toate visele mele, și lucrul ăsta mă întoarce pe dos. Toate visele mele se face pe ora 2 și ceva, poate 2:30. Realizez că este momentul să mă întâlnesc cu maestrul. Văd colegii mei în visele mele cum lucrează, fiecare face ceva util într-o parte, într-alta. Și mă gândesc cu groază că trebuie să stau în fața maestrului și să-i spun ce am făcut eu. Și îmi dau seama că am lăsat să treacă cele aproape 8 ore de muncă, făcând lucruri mărunte, ascunzându-mă pe după mașini pe acolo, pe după dulapuri, căutând șuruburi, stând de vorbă un pic cu unul, un pic cu altul. Dar mă întrebam în toate visele mele, Doamne, ce o să-i spun maestrului acum când o să ne cheme? Cum să-i justific 8 ore în care am stat în companie, în care am avut timp suficient să fac ceva și n-am făcut? Și atunci când am avut al patrulea vis de felul acesta, am fost disperat și într-o noapte la lucru m-am rugat și am zis, Doamne, ajută-mă cumva să înțeleg despre ce este vorba. Poate că sunt lucruri pe care Tu ai vrut să le fac și eu le-am lăsat nefăcute. Poate că am încercat să fac altceva ce mi-a plăcut mie. Și n-am făcut ceea ce trebuia să fac, ceea ce mi-ai dat Tu. Și mă găsesc într-un moment în care îmi reevaluez prioritățile. Și a trebuit, cugetând realist la lucrurile din viața mea, să recunosc că o bună parte dintre ele nu sunt cu folos. Că prea puține sunt acelea care ar avea un oarecare folos. Și nu știu dacă mai am un ceas. Dar vreau ceasul acela, dacă îl mai am, să-l folosesc altfel. Am muncit mult pe proiecte care nu cred că au vreun folos. Am scris și una și alta. Mi-au cerut unii și alții. Dar îmi dau seama că nu cărțile te duc în Împărăția lui Dumnezeu. Am scris câteva și s-ar putea să nu fie bune. S-ar putea Dumnezeu să nu fie mulțumit de ele. Oricum nu e o vreme în care oamenii, creștinii, să stea la coadă la cărți, să cumpere cărți. Și te străduiești și tai din orele de odihnă și tai din timpul de slujire ca să poți să scrii ceva documentat. Și în anul acesta am teama că orele pe care le-am pierdut răspăind mii de cărți în căutare de informație sănătoasă să nu fi fost în zadar, să nu fi fost folositoare, să fi fost orele acestea petrecute în zadar. S-ar putea întâmpla ca și în viața ta care mă ascult în dimineața aceasta să experimentez aceleași lucruri. Nu știu după ce a alergat în anul care s-a încheiat. Nu știu care ți-au fost prioritățile. Dar în dimineața aceasta aș vrea să trag un semnal de alarmă și pentru mine și pentru tine, oricine ai fi. Și dacă descoperi că ai făcut lucruri care ție ți-au plăcut, dar nu-i sigur că i-au plăcut și lui Dumnezeu, aș vrea să nu mai stai pe gânduri, să nu mai stăm pe gânduri. Și să punem lucrurile așa cum trebuie să le punem. Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Aș vrea să vă chem la o rugăciune de mulțumire.
Mi-am făcut obiceiul să chem biserica la rugăciune de mulțumire, pentru că eu am constatat în dreptul meu că acesta este capitolul la care mai am încă multe restanțe și poate că și tu mai ai. Aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care ni le-a dăruit de-a lungul anului acestui. Aș vrea să mulțumim pentru felul în care s-a ocupat El de noi și să-L rugăm să ne ajute să îndreptăm ce am mai rămas de îndreptat. Amin.